Bun găsit! O zi în care poate facem nazuri, pentru că suntem independenți, avem o personalitate puternică și vrem să ne bucurăm de libertate. Berbeci, pot fi foarte creativi, cheltuie un pic cam mult timp și energie, nu numai bani, dar fac lucrurile doar așa cum își doresc. Pentru tauri, pot exista niște tensiuni în familie, mai ales dacă li se cere să fie prezenți sau să facă anumite lucruri de care nu prea au chef sau se mobilizează ei mai greu. Gemenii au tot felul de întâlniri și discuții, poate nu toate vorbele le pică foarte bine. Atenție la indiscreții, pentru că s-ar putea să dați de gol pe cineva. Călătorii cu dificultate. Pentru raci, ziua poate anunța muncă destul de eficientă, însă trebuie să refuzați pe cineva ca să vă puteți ocupa de ale voastre, unii prieteni se pot supăra. Pentru lei, multe emoții astăzi, lucrurile trebuie să iasă așa cum își doresc, așa încât poate partenerul de viață sau un colaborator trebuie să-și pună pofta în cui, pentru că astăzi este despre voi. Pentru fecioare, atenție la sănătate, ca multă oboseală, tot felul de sarcini și de treburi care trebuie rezolvate, mai ales pentru cei vârstnici, pentru balanțe. Ziua ar fi bună din punct de vedere social, întâlnirile sunt plăcute, poate mai plăcut petreceți timpul în afara casei. Tendința este ca după amiază să aveți ceva mai mult timp și disponibilitate și pentru treburile de familie. Pentru scorpioni, multă muncă sau implicare în tot ce au de făcut în acest moment. Pe de altă parte, tensiunile pot fi generate de faptul că partenerul de viață iar vrea în altă parte sau făcând altceva. Deci mici tensiuni conjugale. Pentru săgetători, drumuri, poate lungi și le pregătesc sau chiar le fac unii săgetători, însă își lasă alte treburi nerezolvate sau amestecă cumva toate sarcinile, un pic mai multă organizare. Capricornii, atenți și foarte receptivi la cum răspund ceilalți la doleanțele lor și la acțiunile lor, sunt cu ochii pe parteneri sau pe oamenii importanți, spre seară lucrurile se armonizează mult mai bine. Pentru vărsători, foarte social și cu multe acțiuni, activități și gesturi care pot impresiona pe cei din jur, nu chiar pe toată lumea, pentru că s-ar putea ca cineva din casă să fie un pic nemulțumit de aerele pe care și le dau vărsătorii. Peștii lucrează cu spor și rapid, au multe lucruri de rezolvat și dacă se mobilizează le vor face pe toate, însă cu ceva cheltuială, poate nu financiară, dar multă energie consumată în toate lucrurile pe care le-au de făcut. Suntem puși pe roate astăzi, avem într-adevăr multe lucruri de făcut, dar să ne le organizăm în așa fel încât să ne fie drag, să ne placă și să ne simțim bine. Numai bine, ne vedem și mâine!